Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și pentru astăzi v-am pregătit o poveste germană care se numește Cei trei fluturași. Fluturii au o viață minunată, însă și primăvara le este prietenă. Ei zboară din floare în floare și toți și toate zâmbesc la vederea lor. Au fost odată trei fluturi. Tot ce făceau cei trei fluturași era să bea nectar dulce, să danseze și să petreacă. Uneori se jucau de-a vața ascunselea. Fluturele roșu se așeza pe o floare de mac, de nu-l mai găseai. Cel alb se ascundea sub o petală de mușețel, de nici nu se mai vedea. Cel galben intra într-o păpădie, mai bine nici că se putea piti. Numai că într-o zi, soarele intrase în nori și se pornise o ploaie torențială. Fluturii se udară bine de tot și tremurau de frig. Unde să se adăpostească? Aripioarele li se ploștiseră, antenuțele li se lăsaseră în jos. Așa că hotărâră să meargă în vizită la cunoștințele lor, florile. Ajunseră la crinul alb. Drăguțule, gingașule crin alb, lasă-ne să ne încălzim până trece ploaia. Ni s-au udat aripioarele și până ni se usucă, nu putem zbura. Dar crinul alb le răspunse tăios. Oh, nici nu vreau să aud. Pe tine, fluture alb, sunt gata să te adăpostesc, fie, pentru că semeni bine cu mine, dar pe frații tăi nu. Să-și găsească adăpost în altă parte. Și crinul alb își strânse bine petalele. Așa deci? Se miră fluturele alb. Și eu care credeam că suntem prieteni. Ei bine, dacă nu vrei să-i încălzești pe frații mei, nici eu nu vin. Mulțumesc! Mai bine să ne ude pe toți ploaia decât să stau la căldură în timp ce frații mei suferă și îngheață. Fluturii zburară mai departe. Apăru încă o cunoștință. Laleaua roșie. Lalea mândră și frumoasă, ajută-ne! Adăpostește-ne de ploaie și vânt. De câte ori ne-am jucat împreună, nu ne lăsa acum la greu. Te rugăm! Prosti, zise încruntată Laleaua roșie. Jocul e joc, iar viața e viață. O să ascund fluturele roșu, îmi place, fiindcă are aceeași culoare cu a mea. Iar ceilalți să se ducă să caute alt refugiu. Și Laleaua roșie se îndreptă cu mândrie. Nu se poate una ca asta, nu pot să cred. Oare așa vorbește un prieten? Se tulbură fluturele roșu. Îți lași prietenii la greu? Nu ți-e milă? Nu? Dacă e așa, nici eu nu rămân la tine. Închide-ți mai strâns petalele. Și cei trei frați fluturi porniră iar la drum, iar ploaia turna într-una. Se făcea tot mai frig. Părea că nenorocirea asta nu se va termina niciodată. Pe cer, nicio urmă de lumină, doar nori cenușii până la orizont, nicio rază de soare, nicio pată luminoasă. În fine, fluturii ajunseră la frumosul trandafir galben. El unul n-o să-i refuze. Trandafirul le dădea mereu fraților fluturi să bea nectar dulce ca zahărul și era bun cu ei. Domnule trandafir galben, lasă-ne să ne încălzim și să ne odihnim. Ploaia ne-a udat aripile, suntem rupți de oboseală. Și cine v-a pus să veniți? Puteați să vă adăpostiți sub o frunză, cel puțin ați fi avut un adăpost. Totuși, pe fluturele galben o să-l primesc, fiindcă seamănă un pic cu mine, iar voi căutați-vă alt loc. Dacă e așa, plec și eu, șopti fluturele galben. Noi suntem mereu împreună și n-o să-i părăsesc acum. Chiar dacă ne udăm de tot, nu ne despărțim.
Imediat ce soarele auzi aceste cuvinte, dădu norii la o parte și se rostogoli ca o turtă dulce cu miere pe bolta cerească. Îi plăcuse că fluturii erau atât de uniți și credincioși unul altuia. Uneori, prietenilor le place doar să se joace împreună, dar cum se ivește vreun necaz, nimeni nu sare în ajutorul celuilalt. Dar fluturii nu erau așa. Înseamnă că există prietenia adevărată pe lume. Soarele uscă aripile fraților, le încălzi și aceștia începură din nou să zboare din floare în floare. Doar că nu se mai apropiară de crinul alb, de la leaua roșie și de trandafirul galben, iar florile acestea s-au uscat de singurătate. Dar voi știți, sper, că prietenia înseamnă sprijin și ajutor la nevoie. Nu cumva să uitați asta. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă îmbrățișez, dragi copii, și vă aștept data viitoare cu o nouă și frumoasă poveste.